Haideți. Gata. Să rămână. Uite aici, s-a venit. Să rămână. Mi-ați dat o scrisoare? Da. O scrisorică. Încă una. Luăm scrisori, luăm scrisori. Uitați, și pe bebe. Hai bebe, mergem la parc, gata bebe. Sănătate, doamne. Să rămână, haideți. Haideți. Ușor, Teodor. Haideți. Haideți. Bravo, tata. Te-ai bucurat? Gata. Da. Fuga la leagăne. Fuga la leagăne. Și la mingi. Trăiți. Ce faceți? E fanul dumneavoastră. Da? În cât suntem astăzi? 3 decembrie. 3 decembrie. Să ții minte. Cum te numești? Nicolas. Nicolas. Cum o cheamă pe mine? Piedone. Bravo, tată. Să fii sănătos. Tu? Filip. Gata. 3/12/2021. Ce faci, mă, micule, mă? Cum te numești? Filip. Bravo, Filip. 2021. Bravo. Andrei? Da. Andrei. Spune-te. Ție? Andrei. Tot Andrei. A fost ziua ta? Da. Și? Maia ta. N-ai dat și tu un șpriț? Erica. Cum? Erica. Erica, bravo. Alexandra. Sofia. Sofia. Sofia, bravo. Marius. Mario, gata. Da. Pensionarii. Da. Vă urează multă sănătate. Mulțumesc. Și tot ce vă doriți în viață. Sărăunile. Ne-ați făcut bănci, avem bănci aici. Sărăuna. Deci aici noi avem marea, muntele, distracția aici în parcul ăsta. Sărăuna, să-l stăpâniți sănătos. Suntem foarte mulțumiți, să fii sănătos. Tu ai primit minge? Da, da. Deci e problema aici cu toaletarea pomilor. Cum a fost poarta care a fost. E niște pomi care ne cade în cap, domnul primar. Deci a fost poartă. Și trebuie toaletați? Toaletați, dar nu au fost. Ne-am dat bani din mână ca să toaletăm pomii. Dă-mă stați. Și în spate, în fața blocului și în spate, tot la fel. E niște salcâni, vai de mama lor, care trebuie făcut până ce sus. Ce adresă? Doctor Locustean. AES recepție. Trimiteți acum o echipă de toaletare la adresa Doctor Locusteanu 77B. Doctor Locusteanu. Numărul 24. 24. Și 6. Sunt oameni în zonă și vă va coordona ce aveți de toaletat. Până după amiază închideți toată zona. Și să facă cum trebuie. Stați aici și le spuneți. Da. Recepționat domnul primar în 10 minute în echipa cea bună. Faceți conform exact cum vă spun oamenii, pentru că le intră crengile în casă, le da toaletați conform avizelor și să nu ciuntim copacii, dar să descongestionăm și problemele oamenilor. Pentru că s-a solicitat de peste 2 ani de zile și nimeni nu... Din 2015. Ok, deci acum în 10 minute, da?
Bun, domnule. Vă place? Dragi. Sperăm că nu se mai încinge ca celălalt. N-are cum. E altă... Alea erau din inox. Da, nu. Astea sunt conform ușor. Hai, noroc. Să trăiți. Să trăiți și tu. Bravo. Trei ani am mai fost și cel comunist, care era parte de... Ah, da, da, da. Da, e în regulă. Domnul primar, încă o recepție, încă un parc. Încă o bucărie pe chipul copiilor. Eu nu trebuie să fiu mulțumit. Eu vreau să văd doar calitatea lucrărilor. Dacă cei care și-au executat lucrările, comenzile și le-au îndeplinit ad literam, vreau să văd pe chipul oamenilor bucurie. Vreau să redau zonei ceea ce trebuia redată de mult. Am adus lumină, văd că nu știu dacă funcționează deja iluminatul public. Aici nu era absolut deloc, sau era câteva becuri. A intervenit un teren de fotbal multifuncțional cu basket. Au apărut peste 50 de locuri noi de parcare. Lucrările sunt conform statului. La prima vedere se pare că aș fi puțin mulțumit, mai ales că e și sfârșit de an acum. Esta, încă o dată văd că v-ați făcut treaba. Bravo, vă mulțumesc. Suntem puțin datori, dar ne revenim și noi. Ăștia ați bungit, voi ați lucrat în avans. O să fie foarte, foarte bine. Da? Ăștia sunt Pemper și aia de care tot îi solicită pentru bebeluși, nu? Să le stăpâniți sănătoși. Am sărași cu plantele, nu ați avut sau ce se întâmplă? Și acolo unde vopsesc ăia, vreau să apară și până mâine niște plante acolo. Acolo? Da. Da. Și tot din astea perene. Nu văd copaci că s-au plantat aici. De ce nu ați avut copaci? Păi unde sunt copaci? Păi punem și cu ea. Păi vă rog frumos. Aici aliniament, la gard, acolo lângă gard. Copaci, copaci, copaci și aici. Plămân verde peste tot. Și unde mai găsiți câte o gaură, plantați copac. Și perdea la fel. Copaci pe lângă gard. Esta, David. Copaci pe lângă gard. Frumos. Copaci nu. Tei, să miroasă frumos. Cum e tata? Merge? Ia să văd. Mă ieși pe mine? Acu' e stația asta? Cine mi-a dat-o? Alo, Florin, dat-o la. Opa. Mergem? Gata? N-ajungi la sus la asta? Așa. A, ești prea mică. Foarte bine. Facem fitness, nu? Să aduci și pe mami aici. Să facă și ea fitness. Pe urmă te duci la bicicletă. La ce te mai duci aici? Aparatele solide. E, aici nu știu cum o să dăm noi pe asta. Aici ia învață-mă. Opa. Ce am de făcut? Opa. Opa. Nu prea tare, să nu mi se rupe pantalonii. Aici ești la cârmă. Astea-s pentru marinar, mă, cine ai vine? Uite așa. Așa, domn președinte Băsescu, așa conduce. De aici. E mare lucru să conduci un vapor. Era un maidan aici, se strângeau fel de fel de adunătură și ne bucurăm foarte mult. S-a o mișcare pe de domnii de la ADP, i-am văzut pe aici, că locuiesc aici în apropiere. E gospodar bun, l-am văzut și în alte situații, că să-ți bate să facă treabă bună. Inițial am avut anumite dubii la început, dar ne-am schimbat radical părerea despre dânsul. Este un parc foarte frumos, suntem foarte mulțumiți. Încă o dată îi mulțumim pentru ceea ce face. Oricum, cartierul ăsta arată mult mai bine față de cum arăta. Eu mă cam plimb în cartier. Mai sunt zone unde trebuie făcut, dar la modul
esențial, s-a cam rezolvat multe probleme. Că mai sunt, le va face. Și ne place foarte mult cum a ieșit. Mulțumim, domnul primar.